Uf! Doggy Dog, infidel și ești tu! Nu vine să te uși la mâna, să-ți frec una de cap ca la iepuri să te uși și să-ți pun chelișica acolo la perete. Scatim și ești tu. Și cum ai zice e când eu băgai? Vasile, mai ieșit că-i primar. Op! Doamne, când vine să te sugrum. Ai noroc că n-am bani, muie, de comând. Te îngropam, muie, aici, în grădină. Dar aici, în Ungheria, te îngropam. Îți punem și monument. Scătine. Să mă înșeagă. Doamne, unde și nu pot echipui așa, așa izvrășenie. Uf! Bleagă, mural. Fă, pișor. Dar pe totuși mă ierți, fac, mă dor genunchii, dar... Și de acolo nu te nișca. Zi-mă, dar prost, cum te-am alungat la prășmandovcă și a ta. Dar te-a pus numai la unghiet. Păi aici nu ori încolți greunțele, nici o pas de colo. Acolo ești chis, ești caci. Acolo. Ia uite, el îl dor genunchii. Dar din nicru, dă-i genunchii când o luai pe din urmă. Nu te dor eu? Da, mă, îl dor, ia uite, măi, și-a zis pe vreo două greunțe, îl dor genunchii. Dar când o luai pe ea, o... Și mor că ea pe ea că nu. Nu se dure nici capul, nici genunchi, nici țula. Parazit. Fata, de ce fac pentru toate păcatele voastre? Trebuie să ne chinuim noi toată viața. Da, cum zic rușii, trădari. Dar pe ce nu-i dreptul și? Eu știu de-a mâia aia ca genunchi până spravedlivăște. Până dreptate. Da. Dar ți-am spus, fată, nu-s vinovat eu. Ți-am spus că eu vinem ca un om acasă, cu un buchet de flori pe tine. Pentru tine. Le-am cumpărat-o, le-am smut, nu ți minte, dar... Mergeva nu știu când mă boc, o dar după cap și negru. Când m-am trezit, am eram cu cheia și sub și lângă dita. Dar e că trebușit eu am uia în unghier și mă dor genunchii. Du-și un floc că ești pe dânsa. Și vinovat eu. Ei, Doamne, te ești, eu am făcut o greșeală. Unii icoana mă duc să-mi cer iertare de la Dumnezeu. Am pus în unghierea ca un injer. Nici vinovat. Cum ai auzit, mai ne-a plângi cu deasela. Dar mă ți-s arichele, măi, dacă tu ești așa de injerar. A? Ți-l-o tăieta ta, o știi? Ți le-o lăsat ca trofei, că le-o pus, le-o bătut pe periete, că te-o avut și pe tine. Ori că te are încă, cine știe? Ori, Doamne, te-ai dat, dar va psi, ori ați făcut cât schimb. Tu i-ai dat aricile tăi de inger și tu ai chiloții. Ți ai nioră și când ți-a și dor de dânsa. Ce ai de acolo ștaci? Inger, nici vinovat. Preama, chiloți bălăi cu sten ca finii la cur. Nici o pată. Pe atmosfera lui, cum se mai cheamă asta, psodistă atmosferă. Da. Uf. Cum mai, ia că ne-am adus aminte, reputația curată, mai dar și eu, atmosferii, sobistă, sobistă nici ultimii asta. Ia că așa de, are chipul și de suflet neginovat în ungheri. Da, ia că are chipul. În tot ești vinovat femeia. Dar pe șurul drept? Și nu ne dă cluvic de rați nouă, ne pune în băutură și apoi tot ieși aici și urle că bem care țușca. Trebuie să nu ne vrăjiți. Dar așa ne faceți vrăși băbești și ne vrăți în pat și apoi totuși suntem vinovieți. Orică asta, mi-a dat pe cap și m-au violat că eram fără sos nani. Asta e statia. E pășa de la închisoare. Da, du să pune pe dânsa în unghier, ori dă-o la miliție. Deși eu trebuie să mă chinui aici. Atunci fa de aici, sunteți toate niște, niște nici nu știu și cuvinte să-ți spun. Sunteți una cu alta, tolerante. Vă place numai să vă chinu, bate joc de bărbați. Atunci fa. Eu am ușa să te duc. Ultima-i la dânsul. El în care glas de discuții. Ce ai acolo? Apropo, vreau
mă adresez de ieșa din arest, doamne președinte, orice al Ministerului Sănătății. Cerem vaccină împotriva râsurilor. Rispșina lor, noi iaca ne chinuim și iaca așa să scosește sloii ăsta masculin de pe planetă. Da, noi fiind imunodeficitni și ori imunoslachi, suntem atacați de toate râsurile care ne violează și care ne violează cu deasila și nu chiar la cu deasila. Rispșina lor, noi iaca disperiem de pe fața pământului. Trebuie scris în carte roșie. Doamne președinte, domnul Minister al Sănătății, cerem vaccină împotriva resturilor care ne vrăjesc și ne violează cu deasila. Vaccină! Da... Futuți revoluționierul, mătii!